Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Ce o încheie anul pe profit. Edilii din Rovinari reabilitează parcul de lângă primărie. Europeanul de box la Târgu Jiu. Imediat ce a venit frigul, au și început să apară pacienții cu probleme respiratorii la cabinetele medicilor de familie sau la centrele de primiri urgențe ale spitalelor. Cei mai afectați sunt la fel ca în fiecare an copiii. Pentru a ține boala la distanță, medicii ne-au dat câteva sfaturi. Noi recomandăm tuturor să aibă foarte mare grijă în timpul de expunere în aceste temperaturi scăzute, la fel cum se îmbracă și, bineînțeles, cum se alimentează. Este indicat să avem grijă de copii, pentru că ei sunt cei care merg în colectivitate. Acum sunt în vacanță și se vor bucura de aceste zile libere și, bineînțeles, vor sta mai mult timp afară și vor relaționa cu alți copii. Și este bine să evităm contactul copiilor cu copiii bolnavi. Noi le cerem tuturor părinților să nu ducă copiii bolnavi în colectivități, să nu-i ducă bolnavi în primul rând pentru faptul că dumnealor nu au cu cine să-i lase, dar îi bagă în colectivitate și atunci copiii îmbolnăvesc pe ceilalți, plus că o însănătoșire este mult mai rapidă în momentul în care copilul este ținut la domiciliu și tratat. Este bine să nu ne tratăm după ureche, să nu le dăm copiilor tratamente fără indicațiile medicului specialist și, bineînțeles, să evităm administrarea de antibiotice haotic, pentru că într-o viroză nu este indicat antibioticul, ci tratamentul indicat de medicul specialist sau medicul de familie. Viroza respiratorie, denumită popular răceală, este o boală infecțioasă virală a căii respiratorii superioare, ce afectează îndeosebi zona nazală. Simptomele care apar pot include tuse, dureri la nivelul gâtului, secreții nazale și senzația de strănut. S-au apucat de reparat drumuri chiar dacă iarna bate la ușă. Se întâmplă în județul Gorj, unde muncitorii lucrează la mai multe drumuri județene. Declarația îi aparține lui Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Președintele Consiliului Județean Gorj ne-a explicat care sunt drumurile pe care se efectuează reparațiile. Lucrăm în această perioadă la îmbrăcăminte asfaltică pe drumul județean Brătești-Tejar-Piscoiu și Ohaba-Jiu-Covriș-Văgiulești, Alimpești-Nistorești, reparații dale din beton, Brătuia-Țârculești-Țicleni, drumul care face legătura între Târgu Jiu și Țicleni. La fel și pe tronsonul de drum Botoroș-Văcarea-Țârculești. Sperăm ca frigul și ploaia să nu afecteze ritmul de lucru. Festivalul Cântecului Popular Românesc Maria Lătărețu va debuta pe 7 noiembrie la Târgu Jiu. Evenimentul este mult așteptat de iubitorii de folclor, intrarea fiind liberă. La acest concurs își vor etala calitățile zeci de copii și profesori din cadrul Școlii Populare de Artă și multe trupe de dansatori. Printre invitații de onoare care vor susține recitaluri se numără Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu. Vom avea în jur de 15 copii care vor cânta în spectacol, copiii cei mai buni din școală. De fapt, avem foarte mulți copii buni, dar încercăm să-i rotim, să poată să cânte, să ajungă fiecare să cânte pe scenă alături de orchestră și toate cadrele școlii populare, în frunte cu vedeta noastră Ion Drăgan. Dansatorii, grupul Mările Gorjului, grupul de Naiv și Fluieraș Jian, ai domnului Ștefan Popescu și a fiului Ciprian Popescu, formația de dansuri populare, a Școlii Populare de Artă Juniorii Doinei Gorjului, coordonator Valeriu Salaoru. Deci vă așteptăm cu mare drag la spectacolul nostru. Anul acesta va avea loc cea de-a 24-a ediție a festivalului. În ultimul an, municipiul Târgu Jiu a fost asaltat de investitorii străini. Acest lucru a făcut ca economia județului să crească și totodată s-au creat foarte multe locuri de muncă. Este părerea lui Cristian Toader Pasti, consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Gorj. Cristian Toader Pasti este de părere că piața muncii în Târgu Jiu este suficientă. Sper ca oamenii să înțeleagă că li s-a întins o mână și e bine să se ducă să se angajeze și bine ar fi ca aceste ajutoare sociale să fie din ce în ce mai puține și câți mai mulți oameni să-și găsească loc de muncă, pentru că acum chiar sunt locuri de muncă. Deci Avicola e o certitudine, investiție de 20 de milioane de euro, firma este foarte serioasă, brandul este serios,
au nevoie de 600 de locuri de muncă, deja au început angajările. În zona Rostramo sunt firme serioase, acum o să înceapă activitatea și fabrica de componente auto cu acționariat francez, cei de care vă vorbeam eu cu foarte mult timp în urmă pentru că au vrut să vină în parcul industrial, dar nu am avut hale suficiente pentru dânsi și am îndrumat, am luat legătura cu domnul lichidator Ciobanu și au cumpărat halele în zona Rostramo. Deci eu zic, și mai sunt și alții, firme de IT, deci eu cred că Gorjul își va rezolva în totalitate problema cu locurile de muncă. În ciuda locurilor de muncă apărute pe piață, unii angajatori s-au plâns de lipsa forței de muncă. Consiliul Județean Gorj a semnat contractul de modernizare a drumului județean 673, lucrările de reabilitare urmând să înceapă din primăvară. Valoarea investiției este de aproximativ 33 de milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din bugetul propriu și Programul Național de Dezvoltare Locală. Drumul are o lungime de aproape 30 de kilometri și leagă localitățile Slivilești, Bolboș, Borăscu, Turceni. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, ne-a explicat în ce constau lucrările de reabilitare ce vor fi efectuate. Pentru tronsonul cu mixtură asfaltică existent la această dată, se va turna un strat de 6 cm de binder, un strat de 4 cm de strat de uzură, 2 cm frezare strat de uzură existent și reparații locale și geocompozitul. Pentru tronsonul cu pavaj cubic, în zona termocentrale Turceni, știți, este acea zonă cu pavaj cubic, se va aplica un strat de 4 cm de uzură, 6 cm de binder, 12 cm strat de piatră spartă, 20 de cm strat de balast. De asemenea, pe de-a lungul acestui drum județean sunt 19 poduri pe care, conform proiectului tehnic, se vor executa următoarele categorii de lucrări. Suprastructură, tot ce înseamnă placă de suprabetonare, hidroizolație, parapet pietonal nou, parapet direcțional, protecție suprastructură și mortar special, refacerea aparatele de scurgere a apelor, refacerea rosturilor de dilatație, infrastructura, reparații și racordarea cu terasamente, curățare și placare aripi. De asemenea, în acest proiect vom executa accesul la 1322 de proprietăți. Prin refacerea podețelor la toate cele 1322 de proprietăți și racordarea între partea carosabilă nouă și accesul cu proprietatea prin turnarea unei plăci de beton. De asemenea, de-a lungul traseului s-au identificat 20 de stații de transport public, care de asemenea le vom moderniza, la fel marcajele, indicatoare rutiere. Lucrările au o durată de execuție de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere. Edilii din Rovinare au alocat fondurile necesare pentru documentația privind reabilitarea parcului de lângă sediul primăriei. Suma aprobată este de 33.613 lei. Banii vor fi folosiți pentru achiziția serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice care vizează reabilitarea parcului de la sediul primăriei orașului Rovinari. După ce va fi disponibilă documentația tehnică privind modernizarea parcului, vor fi alocate și fondurile necesare reabilitării spațiului respectiv. Acesta se află chiar lângă instituția care găzduiește administrația publică locală și nu a mai beneficiat de astfel de investiții de reabilitare. Trei unități de învățământ din comuna Peștișani vor fi reabilitate. Este vorba de Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, Școala Gimnazială numărul 1 și Grădinița numărul 1 din localitate. Cele trei obiective vor beneficia de lucrări de reabilitare și modernizare. Bugetul aprobat de primărie pentru execuția proiectelor respective este de 2 milioane de lei fără TVA. Licitația pentru încredințarea contractului a avut deja loc și urmează să se stabilească numele constructorului. Este posibil ca anumite lucrări să poată să fie executate și în timpul anului școlar dacă nu vor influența procesul didactic. De exemplu, la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș va fi supus reabilitării un singur corp de clădire. În această iarnă nu vor fi probleme cu stocurile de cărbune la complexul energetic Oltenia. Este declarația lui Sorin Boza, managerul gigantului energetic. Managerul CEO Sorin Boza a susținut că stocurile vor fi mai mult decât asigurate pentru această iarnă. Stocurile de cărbune sunt aproape de 1.400.000, deci ne apropiem de 1.500.000 care este tare, cred că este un stoc bun, vă dați seama, este aproape de 56% mai mult ca anul trecut. Eu sper că va fi o iarnă mult mai ușoară din punct de vedere a asigurării stocurilor de iarnă. Stocul de 1,5 milioane de tone de cărbune trebuie să fie realizat până la data de 15 noiembrie. Cotele au fost impuse de către administrația complexului energetic Oltenia.
Complexul energetic Oltenia, sub conducerea directorului general Sorin Boza, va încheia anul 2017 pe profit. Acest lucru ar putea însemna și o mărire a lefurilor pentru mineri și energeticieni. Managerul Sorin Boza speră că acest an, care se arată a fi bun, să fie unul de referință pentru complexul energetic Oltenia. Va fi un an pozitiv, eu sper la sfârșitul anului undeva la jur la 200 de milioane, să fie 200-300 de milioane, undeva pe aici. Un an bun, un an pentru prima dată pe pozitiv și eu sper că va fi un an care va însemna un an de referință pentru complexul energetic Oltenia. De asemenea, energia produsă de gigantul energetic este contractată deja până în martie 2018. Cu muzică bună, dans, dovleci și costume speciale, așa au sărbătorit marți seara elevii de la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Târgu Jiu, sărbătoarea împrumutată de la american numită Halloween. Tinerii au petrecut o seară cu multă distracție și au participat chiar și la concursuri organizate în spiritul acestei sărbători. Mulți dintre elevi s-au deghizat în personaje diabolice. Chiar și cele câteva cadre didactice participante au avut grijă să aibă un look corespunzător. Au fost foarte încântați de probele pe care le-au avut de realizat. Au fost implicați direct, să zic așa. Participă cu mai multe probe. În parcursul acestei serii au muzică, dans... Vor lupta dovleci și așa mai departe. Concurs de costume, de măști? Costume, da, sigur, sigur că da. Premiile în ce vor consta? În dulciuri, diplome și cam atât. Și dans de voie. Da, și dans. După aceea va fi spectacol pentru numai pentru elevi, dans și, evident, distracție. Am încercat să le aducem o bucurie atât absolvenților și cursanților de la liceu, cât și de la școala post-liceală. Și ne-am întâlnit în această seară pentru a ne simți bine și a realiza o coeziune de grup între cele două forme de învățământ. Cu toate că este percepută ca o sărbătoare păgână, în ultimii ani Halloween-ul a fost sărbătorit și la noi în țară, însă în contextul unui carnaval. Deghizarea în diferite personaje, dovleacul luminat și decorarea locului de petrecere cu accesorii înfricoșătoare sunt singurele legături cu sărbătoarea originală. Campionatul european de box Under 22 va fi organizat în municipiul Târgu Jiu. Noua sală de sport va fi gazda unei competiții de amploare care a avut loc anul acesta tot în România, la Brăila. Oficialii Federației Române de Box au venit marți seară la Târgu Jiu cu veștile bune. Întrecerea sportivă va debuta în orașul lui Brâncuș la sfârșitul lunii martie în 2018. Deci e o certitudine, nu mai este o probabilitate. Urmează ca în 2-3 săptămâni să avem o discuție cu factorii decedenți până la urmă în tot ceea ce înseamnă administrația municipiului Târgu Jiu, dar și a județului, și să facem o echipă compactă, să ne facem planul foarte bine ca acest eveniment să se ridice la nivelul, notorietății, dacă vreți, a orașului dumneavoastră, raportându-ne la Brâncuș, deci care este simbolul până la urmă nu numai al Gorjului, al Târgu Jiului, ci al un simbol românesc și de nivel mondial. Progresul și rezultatele pugiliștilor români au adus un nou turneu de anvergură în țara noastră, a declarat Viorel Sima, directorul responsabil cu relații internaționale în cadrul Federației. Le mulțumim prietenilor noștri care ne-au acordat încrederea lor și aici vreau să vă spun că din 2013 lucrurile s-au deschis foarte mult pentru România. Am început să ne facem prieteni, pentru că, după cum știți, a fost o perioadă neagră și foarte lungă în care nici măcar nu se mai antrena nimeni cu noi, nu ne mai băga nimeni în seamă. Odată cu noua echipă care a venit la Federația Română de Box, odată cu faptul că avem un președinte care este cunoscut ca fiind cel mai bun arbitru al unui campionat european și credeți-mă că vă pot spune eu, care merg în permanență afară, că lumea îl cunoaște și îl apreciază și a dat foarte multă credibilitate tuturor demersurilor noastre. Președintele Asociației Județene de Box, Cătălin Brăilă, este unul din oamenii care au făcut lobby pentru acest campionat european și se va implica activ în organizarea evenimentului. Consider că să concurăm cu un oraș ca Bratislava, să și câștigăm, este destul de important și de spectaculos. Exact cum ați întrebat voi, o să fie greu? Da, probabil că o să fie destul de greu.
dar o să ieșim în față și o să fie exact ce trebuie, un campionat european care să ne reprezinte pe noi, să reprezinte Târgu Jiu, mai ales că este pentru prima oară când se întâmplă asta aici și nu vrem să rămânem cu o pată urâtă din această experiență. La conferința de presă au participat și Andrei Arădoaie, campion european la Under-22, și Cristian Filip, medaliat cu bronz la campionatele europene de tineret. Trebuie să rămân tot campion. Boxez acasă. Chiar dacă este acasă, e mult mai greu de cum ar putea fi în afară și eu trebuie să rămân campion. Asta îmi doresc. N-aș vrea să spun că este un avantaj, mai bine un plus de motivație pentru noi, pentru a boxa acasă și, în ultimul rând, cei de sus și-au făcut treaba, e rândul nostru acum. Primăria Târgu Jiu va aloca aproximativ 300.000 de lei pentru această manifestare. La acest eveniment se estimează că vor participa între 350 și 500 de persoane din afara granițelor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giura și vă mulțumesc pentru atenție!